Bine, hai să încep cu lotul. Revine Torje, eu cred că o să fie un câștig și Espinosa. Ieri a făcut normal cu grupul și o să fie pe bancă. Deci asta e un lucru pozitiv. Restul am fost preocupat mai mult pentru recuperarea unui jucător refacere, în primul rând. A fost și un teren greu. Am dus-o 90-95 de minute, la sfârșit am avut de suferit, s-a muncit mult, a fost o victorie muncită, meritată, zic eu, importantă, necesară, altfel iar începe azi, n-am mai câștigat din august, nu știu, de victorii, de înfrângeri, acum v-ați mai liniștit. Acum puteam să întrebați când a doua victorie, puteam să întrebați. Noi ne dorim foarte mult să câștigăm, să avem continuitate, rezultate. Jocul n-a strălucit, asta e un lucru normal, pentru că au fost și multe schimbări față de meciul de la Clinceni. S-ar putea să fie și la meciul următor. Nu vă spun care. Oricum o să apară în ziar, cu mult timp înainte de a face o ședință tehnică. La ora 15. Da. 7-8 ore înainte. Bine, mari surprize nu o să fie, pentru că când o echipă câștigă, nu o schimbă. Întrebări? Dar a fost și o schimbare de atitudine. Cum explicați schimbarea aceasta? Bine, n-are nicio legătură cu ce s-a întâmplat. Schimbarea aceasta a urmat și datorită, nu știu, discuțiilor care au fost, întâlnirilor noastre cu suporterii. Și ei și-au dat seama că nu se mai poate. Și ei cred că s-au săturat de să fie criticați. Am umblat și puțin la orgol, la caracter. Vreau să demonstreze și ei că merită să fie Dinamo. Și mai ales înainte de acest meci, le-am prezentat un filmuleț cu ce poate să realizeze în galeria. Le-am băgat-o și au ăla din meciul cu Lazio. Plus le-am dat și niște imagini cu lotul și cu echipa care am avut-o la ultima mea, nu știu, ultima oară când am antrenat aici. Și erau și acolo mulți străini, dar formau un grup, formau o echipă, că noi aici am avut de suferit. Pe teren nu arătam ca o echipă și la meciul, ultimul meci cu Chilia, s-a văzut asta și am și felicitat și asta e spiritul lui Dinamo și trebuie să avem continuitate. Că nu se mulțumească că am realizat o victorie, a fost și puțin noroc, bine, dar și noi am avut foarte mult ghinion, vorbesc și numai, și înainte să vin eu, au fost multe meciuri în care s-au pierdut cu eliminări. Acum nu mai vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc. Am mai rămas două meciuri. Cel mai important este meciul de joi. Și adversarea noastră are nevoie de puncte și e trebuie într-o perioadă mai dificilă. N-au câștigat câteva etape. Și acum va fi un meci interesant și noi îl pregătim și l-am pregătit să mergem să câștigăm.